După 12 etape, CSM Deva continuă să se afle pe poziția secundă în clasamentul seriei a 7-a din Liga a 3-a de fotbal. În ultima rundă deveniau dispus la Orăștie, acolo unde își joacă meciurile de pe teren propriu, cu 3-1 de Gilortul Târgul Cărbunești, penultima în clasament. Acest succes a însemnat pentru CSM Deva un pas mare spre play-off, acolo unde se califică primele patru clasate la finalul sezonului regular. În primul rând felicit jucătorii pentru dorință, pentru atitudine, având în vedere că ultimele două etape am fost foarte puțini jucători, având probleme de accidentări, probleme de sănătate, ceea ce este important că în ultimele două zile am avut tot lotul la antrenament, drept dovadă și jucătorii care au fost accidentați și au intrat azi titulari, au dat tot ceea ce au trebuit și am câștigat acest joc. CSM Deva are, cu 6 etape înainte de finalul sezonului regular, un avans de 10 puncte față de cea de-a 5-a clasată, care în ultima rundă a trecut pe teren propriu cu 3-0 de Lanterna Roșie, Aurul Brad. Etapa viitoare, devenii vor avea o deplasare dificilă la liderul autoritar al seriei, CSM Reșița, care în ultima rundă a învins tot acasă o altă echipă hunedoreană, Jiul Petroșani, a 7-a clasată din 10, cu scorul de 4-1. Cu toate acestea, Ștefan Nanu, antrenorul celor de la CSM Deva, este optimist și speră ca echipa pe care o pregătește nu doar să ajungă în play-off, ci chiar să joace barajul de promovare pentru Liga Secundă. E o deplasare greu, o deplasare care, din punctul meu de vedere, are cel mai bun lot. Au un antrenor de prima ligă, Dan Alexa, sunt 8 jucători de Liga 1 cu un buget de 1 milion de euro. Ceea ce este important, suntem pe locul 2, ceea ce este important, îmi doresc ca să terminăm acest campionat în primele 3 ale campionatului și de ce nu la sfârșitul acestui campionat să putem să mergem la acest baraj de promovare. Meciul dintre CSM Reșița și CSM Deva se va disputa sâmbătă 20 noiembrie de la ora 14. În acea zi și de la aceeași oră, celelalte două echipe hunedorene din serie vor juca acasă. Astfel, Jiul primește la Petroșani pe penultima clasată Viitorul 2 Târgu Jiu, în vreme ce Aurul va avea un meci greu la Brad cu Voința Lupac, echipă aflată pe ultima treaptă a podiumului. Din păcate, accesul la aceste meciuri, ca de altfel la toate competițiile sportive, este interzis publicului larg.